În acest moment, canalizarea ridică probleme în localitatea Păușești-Măglaș pentru că apa menajeră rezultată nu poate fi colectată. Unii locuitori au fost sceptici în gospodărie, iar alții au conducte îndreptate către șanțurile din comună. Și la Păușești-Măglaș avem nevoie de bani pentru infrastructură și aici mă refer la canalizarea care, iată, suntem prinși în proiectul pe POIM, dar de câțiva ani de zile tot lucrăm la proiectare, la studii de fezabilitate și iată că nu mai terminăm cu această lucrare, nu mai terminăm cu avizele care trebuiesc luate de la instituțiile statului, nu mai terminăm cu aprobările necesare de la Ministerul Fondurilor Europene. Din discuțiile purtate cu colegii mei, din discuțiile purtate în ședința Asociației de Dezvoltare, se pare că ar fi pe final, dar totuși atât eu cât și colegii mei suntem neîncrezători și datorită zvonurilor care circulă prin județ că acest proiect nu va avea un final fericit. Totuși nu trebuie să disperăm, să sperăm că atât instituțiile județului cât și Ministerul Fondurilor Europene se vor pune de acord și acest proiect va fi semnat și vom da drumul la lucrări în anul următor. Este o mare problemă în acest moment canalizarea în localitate, pentru că în toată localitatea avem rețea de apă, apă care menajeră, care rezultă din gospodării, nu o putem colecta. Unii cetățeni au într-adevăr fose, dar alții au conducte care sunt îndreptate către șanțurile din localitate, ceea ce pentru locuitori nu este în regulă. Mai avem sesizări, reclamații de la vecinii cărora care au aceste țevi îndreptate către șanțuri, dar să sperăm că totuși în 2 ani de zile localitatea va beneficia în totalitate de canalizare. Nu prea am înțeles destul de bine, încerc scuze că vă întreb, doamnă primar, care ar fi motivele pentru care acest proiect merge cu pași destul de greoi? Spuneați că se lucrează la obținerea vizelor, se lucrează la proiect, durează mult, deoarece acest proiect dumneavoastră vreți să-l faceți pentru toată localitatea și nu pe porțiuni. Sigur că da. Înțeleg, nu? Sigur că da. Deci, în, deci un proiect, în studiul de fezabilitate avem prinsă toată zona, toată rețeaua de apă să beneficieze de canalizare. Deci, în proporție de 90% dintre locuitorii comunei vor beneficia de această canalizare prin aceste fonduri europene, proiect POIM. Să sperăm că acest proiect va ajunge la final și lucrările vor fi executate. Va fi foarte greu, zic eu, cu licitațiile, pentru că licitațiile vor fi ținute de către APAVIL, deci va necesita totuși destul de mult personal. Nu știu dacă APAVIL-ul va fi pregătit în totalitate pentru acest lucru, dar cred că conducătorii instituției se așteaptă la aceste probleme și le vor rezolva. Încă o dată așteptăm cu mare interes să vedem finalizarea acestui proiect. Sunt beneficiare peste 38 de localități, deci nu numai că localitățile vor beneficia de apă și canalizare,
dar firmele din județ zic eu că vor avea de lucru astfel încât toți salariații firmelor să poată să primească un salariu din aceste lucrări. Este, zic eu, un proiect destul de amplu, care câțiva, 2-3 ani de zile va ține și aceste firme care lucrează pentru această infrastructură. În studiul de fezabilitate al proiectului este cuprinsă întreaga localitate, unde rețeaua de apă este funcțională.